Bine te-am găsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre intersecție, câteva noțiuni teoretice. În primul rând, va trebui să lămurim ce este intersecția, cum recunosc o intersecție, cum pot clasifica intersecțiile și cum scriu corect o intersecție. Dacă ai probleme gândindu-te la cum arată o intersecție, hai să facem un mic exercițiu. Iată câteva exemple. Mă trezisem dis de dimineață, deranjat de un zgomot ciudat. Lip, lip, lip. Și trosc, și buf, și pah. Hei, e 4:30, trezește-te! Ei, iar, cine oare crede că asta e o oră de trezire? Oh, ce de vreme, cine n-are somn? Murmura enervat. Din dulap se auzi o voce. Ei, cum cine? Nu mă recunoști? Măi, să fie, ce surpriză! În textul acesta sunt câteva intersecții. Oprește videoul, încearcă să le identifici, apoi dă-i drumul și vezi dacă ai reușit să le găsești și tu. Da? Eu ți le voi sublinia în continuare cu o culoare. Hai să vedem! Iată intersecțiile. Da? Lip, 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 trosc, puf, pac, hei! Ei, aș, of, ei, măi să fie. Oare ai înțeles ce exprimă intersecțiile? Dacă nu, hai să vedem mai departe, dar sunt sigură că ți-ai dat seama ce sunt intersecțiile și ce exprimă ele. Hai să vedem ce am reținut. În primul rând, este foarte important să ne dăm seama că intersecțiile, da, scopul lor este să exprimă, da? Deci exprimă, da? Senzații, sentimente, și, bineînțeles, putem să spunem că imită sunete, zgomote. Bun, ce este foarte important și probabil că ți-ai dat seama, este faptul că acestea au o intonație specifică. Intonație specifică. Specifică. Bun. Da? Mergem mai departe. Într-adevăr, intersecția trebuie să reținem următorul aspect. Faptul că ea este o parte de vorbire neflexibilă, un cuvânt invariabil, ea nu își modifică formă. Se caracterizează, așa cum ți-ai dat bine seama, prin intonație specifică. Ura! Of! Da? Bun. Și se poate clasifica, da? O putem împărți după mai multe criterii. În primul rând, discutăm despre formă, despre semnificație sau sens, da? Și după rolul pe care aceasta îl are în comunicare. Hai să vedem. După formă, vom discuta despre intersecțiile simple. Au! Fai! Uf! Măi! Cucuricu! Miau! Iată, intersecțiile simple, așa cum observi, ele sunt formate dintr-un singur cuvânt. Da? Deci, aici putem să și adăugăm un singur cuvânt. Bine! Mai
Mai departe, vom discuta despre intersecțiile repetate. Cioc, cioc. Ham, ham. Mac, mac. Da? Se repetă un cuvânt. Mergem mai departe. Intersecțiile compuse. Hodoron, tronc. Tic-tac. Dura-vura. Da? Iată intersecțiile compuse. Da? Din două cuvinte diferite. Da? Să le și observăm. Mergem mai departe. Așadar, după semnificație, vom discuta despre intersecțiile propriu-zise. Acestea, de obicei, scopul lor este să exprime, da, senstări, să exprime senzații, să exprime sentimente, să exprime îndemnuri, da, și alte. Bineînțeles, și hai să vedem, bazându-ne pe imagine, dacă putem să dăm câteva exemple de intersecții. De exemplu, aș avea aici, pentru această figură supărată, un vai, un of, dar am și un wow. Aș avea un arș, să fie supărare. Și, bineînțeles, dacă ar fi vorba de îndemnul, aș putea să spun un hai sau un zât. Sunt foarte, foarte multe intersecții și pe măsură ce vom vei urmări, de fapt, materialul, o să observ mult mai multe exemple de intersecții. Și mai avem un tip de intersecții, clasificându-le tot după semnificație, și anume intersecțiile onomatopeice, care imită sunete și zgomote din natură. Bun, hai să vedem câteva și o să te rog, după ce pun fiecare imagine, poți să oprești și să-ți dai seama la ce intersecție sau la ce sunet m-am gândit. Iată, da, avem o pasăre și eu m-aș gândi aici la un cioc-cioc. Da? Cioc-cioc. Da? Avem aici o picătură de apă și aș putea să spun un plăsc. Sau pic-pic. Pic-pic. Bun. Aici avem o pasăre care zboară și aș putea să mă gândesc aici la un zvrr. Da? Un zvrr. O pasăre care zboară. Bun. Avem aici o pisică. Ar putea să fie un miau, dar poate să fie și un plosc al apei sau chiar un gâlgâl. Da? Sunetul pe care îl scoatem în momentul în care bem apă cu poft. Da? Un grup de rățuște, un mac-mac. Și hai să vedem, mai avem aici un... O idee de ruptură poate să fie un trosc. Bun. Hai să vedem mai departe o caracterizare, o clasificare, de fapt, a intersecțiilor după rolul lor în comunicare. Și aici ne discutăm, de fapt, de intersecțiile propriu-zise, care se împart în intersecții care exprimă îndemnuri sau ordine, da? Și aș putea să vorbesc de îndemn, da? Îndemn adresat calului. Ho! Marș! Na! Un îndemn! Poftim! Ah, nu-mi iese foarte bine scrisul.
știm, stop, da? Și multe altele. Putem vorbi de exprimarea unei emoții sau a unei reacții afective. Aș sau brr, brr, mi-e frig, da? Sâc, sâc, sâc. Ura, pentru că tot am discutat. Da? Sau bravo. O emoție. Mai departe, avem adresarea față de un destinatar, față de cineva cu care discutăm. Da? Nu sunt indicate în vorbirea în limba literară, însă să știi că ele sunt folosite în limba vorbită. Am, de exemplu, varianta lui mă sau măi. Sau, în zona rurală, acest bre. Sau pot să chem o pisică și să-i spun pis, pis. Dacă vrei să chem un cățeluș, poți să-i spui țucuțu. Bun. Am intersecții care mă ajută să inițiez sau să păstrez contactul cu vorbitorul. De exemplu, alo. Sau aprobare. Aha, da, am înțeles. Sau un da, Mai am intersecții care mă ajută la prezentarea unui obiect, a unei persoane sau unui eveniment. Da? Iată. Sau uite. Sau iacătă. Și, bineînțeles, intersecțiile care mă ajută să-mi exprim aprobarea sau dezaprobarea. Zău. Așa, aici sunt, nu știu, nu sunt foarte sigură că sunt de acord. Aș. Da? Sau de o dezaprobare. Ei, na. Da? Din nou, pun la îndoială ceea ce îmi spune vorbitorul. Discutam despre rolul în comunicare și să știi că sunt câteva interjecții care pot să aibă mai multe semnificații. Ele sunt legate de reacțiile noastre afective. Dar, în afara contextului, noi nu putem preciza exact ce sentiment exprim. De exemplu, îl avem pe A, care poate să exprime durere, dar poate să exprime și mirare. Poate exprima, bineînțeles, dezamăgire. Uneori, să știi că poate să exprime și iritare. Sau, de ce nu, admirație. A, ce frumos e! Da? Ei, dar și vai! Vai, poate să exprime durere. Vai, ce mă doare! Sau poate să exprime mirare. Vai, ce frumos este! Da? O, ce frumos! Da, mirare! O, mă doare! Da? Durere! La fel și în cazul lui ei sau lui e. Da? Și ele pot să exprime, da? Ori dezamăgire, ori uneori iritare. Ei, ce frumos! Ei! Da? Admirații sau, așa cum spuneam, mirare. Așadar, în momentul în care stabilim semnificația unei intersecții, trebuie să fim atenți la context, da? La contextul în care ea apare. Câteva noțiuni legate de ortografie și punctuație. Așa cum ai observat, intersecțiile compuse se pot scrie cu cratimă. L-am pe cioc-boc, tic-tac, vura-vura. Uneori, ele se pot scrie, sunt sudate, sunt lipite. De exemplu, pic-palac, tra-la-la, hei-rup. Interjecțiile repetate se scriu cu cratimă, cioc-cioc-cioc. Sau pot să le scriu cu virgulă, cioc-cioc-cioc.
vedere al punctuației, spuneam că avem interjecțiile cu o intonație exclamativă și atunci, ca semn de punctuație, pot să folosesc semnul exclamării, da? Wow, veniți cu noi! Sau pot folosi virgula, măi, vino mai repede! Da? Deci am două posibilități de a folosi ori semnul exclamării, ori virgula. Ce este foarte important este că după semnul exclamării, observ că am folosit cuvântul cu litera mică, ceea ce înseamnă că în acest moment eu nu îl consider ca un semn de punctuație, semnul acesta al exclamării, vreau să arăt doar intonația și nu vreau să închei un enunț. Îți mulțumesc pentru atenție și sper că ai găsit informații importante despre intersecție. Ai aici și bibliografia dacă ai nevoie de informații suplimentare.